având în vedere că am început un an nou, asfaltăm toate străzile care sunt la nivel de pământ, de piatră spartă. Având în vedere că nu există rețele edilitare, sistemul rutier este format dintr-un strat de piatră concasată, urmând un singur strat de asfalt, stratul de bază, de binder, astfel încât în momentul în care vor exista rețele de apă și canal, în urma acestora să se tragă și stratul final de asfalt, stratul de uzură, mai bine spus. Momentan, o stradă de vreo 700 de metri, cât are această lungime, se execută în aproximativ o săptămână, 10 zile lucrătoare. Facem tot posibil toate străzile să fie asfaltate, măcar cu acest strat, astfel încât cetățenii pe timp de ploaie sau zăpadă să nu mai aibă surprize, să-și rupă mașinile sau să meargă în cizme. Lucrăm momentan pe zona Luncilor, adică între Splaiul Unirii, cu Nicolae Grigorescu, cu Tudor Paladi și până aproape de centură, toate aceste străzi vor fi asfaltate în primă fază, urmând, bineînțeles, să intrăm și pe celelalte zone.